It is great to be with you guys. Mă bucur să fiu cu voi în seara asta. I love speaking about relationships. Pentru că îmi place să vorbesc despre relații. I am a counselor at a church in Northern Virginia. Lucrez ca și consilier la o biserică din Virginia de Nord. And I describe my job as being someone who stays in a small room all day with two people who don't like each other. Și îmi descriu slujba ca și o persoană care stă toată ziua într-o cameră, într-o sală, cu doi oameni care nu se plac unul pe celălalt. So when I get the chance to talk about relationships in a positive way, și atunci când am ocazia să vorbesc despre relații într-un mod pozitiv, I am all in. Sunt foarte bucuros să o fac. How many married people do we have here tonight? Câți oameni căsătoriți avem aici în seara asta? How many people wish they were married? Just kidding. Câți își doresc să fie căsătoriți? Glumesc. Several hands. Well, some of the things we're going to talk about tonight. Unele din lucrurile de care vom vorbi în seara asta relate both to dating and to marriage. Se leagă atât de prietenie cât și de căsătorie. Those things are not mutually exclusive. Cele două lucruri nu sunt exclusive mutual. If you're married, you should still be dating. Dacă ești căsătorit, încă ar trebui să te comporți ca și într-o relație de prietenie. But sometimes when you talk about the role of marriage, dar de multe ori când vorbești despre rolul căsătoriei, people who aren't married are kind of like, why would we talk about that? Oamenii care nu sunt căsătoriți își pun întrebarea ce rol are să vorbești despre asta. And what I've discovered in marriage counseling, și ce am descoperit în consiliere de cuplu, is that many people did not get good practices in dating before they ever got married. E că mulți oameni n-au avut practici bune în prietenie înainte de a se căsători. So they had sort of a false relationship. Și au avut o relație superficială. And then they got married and things just fell apart. S-au căsătorit și apoi lucrurile s-au prăbușit pentru ei. Now I recognize dating in some ways has to be false. În unele privințe îmi dau seama că prietenia este superficială și falsă într-un fel. Because you can't possibly keep that up for a lifetime. Pentru că nu poți să menții acele aparențe o viață întreagă. There's a comedian named Jerry Seinfeld. Există un om de comedie în America, Jerry Seinfeld. And he says this. Care spune așa. Dating is your representative meeting my representative, and then when we get married, the reps leave. În prietenie, ne cunoaștem prin reprezentanți, prin oameni care ne reprezintă, iar apoi când ne căsătorim, acei vorbitori ai noștri pleacă și rămânem noi așa cum suntem de fapt. And some people believe that when they get married, și unii oameni cred că atunci când se căsătoresc, they'll begin acting in the way that will be a positive marriage. Se vor comporta într-un mod care va duce la o căsătorie pozitivă. And I don't know of anybody. Și nu cunosc pe nimeni who believes that someday I'd really like to have a really crummy marriage. Care își dorește că într-o zi să aibă o căsătorie foarte proastă, foarte fără calitate. Not many people have that as their goal, right? Nimeni nu își propune așa ceva, nu-i așa? But the truth is a lot of marriages are bad. Dar adevărul este că multe căsătorii, multora le merge prost în căsătorie. In the United States, the divorce rate is 50%. În state, rata de divorțuri este de 50%. 50% of all marriages don't last. Adică jumătate dintre căsătorii nu rezistă. Now I believe in Romania it's much smaller. Cred că în România este mai mică rata. But I've discovered that that does not necessarily mean marriages are good. Dar asta nu înseamnă neapărat că acele relații, acele căsătorii sunt de calitate. Many times that means people are just enduring the marriage they're in. Ci de multe ori asta înseamnă doar că oamenii suportă relațiile în care sunt. And over time there's no vibrance to their relationship. Și în timp nu mai există niciun fel de prospețime în acele relații. And they end up looking like two people in swimming lanes going side by side. Și arată ca niște oameni care înoată pe culoare separate și înoată cumva paralel cu celălalt. And so the things that I'd like to talk about tonight. Despre ce vreau să vorbesc în seara asta? Are in the field of good marriage. Sunt lucruri care se leagă de ceea ce înseamnă să ai o căsătorie fericită, but in the practice of dating. Dar care se regăsesc în practica cultivării prieteniei. Because people don't stand at the altar. Pentru că oamenii nu stau la altar. They say I do. Și spun acolo, da, voi rămâne cu tine. And then a switch goes on. Și apoi ceva se schimbă în mintea lor. And all of a sudden it's like, okay, I'll act the right way. Okay, I'll act the right way. Și dintr-o dată se spună, îmi place drumul cel drept, îmi place să fac ce-i bine. Men who are supposed to be leaders,
Bărbați care ar trebui să fie lideri, who've not been leading at all through dating, dar care n-au condus deloc în prietenie, will not all of a sudden go, okay, now I feel like leading. Nu se vor transforma peste noapte în lideri care să facă lucrul ăsta. Those practices have to be in place already. Acele practici trebuie să existe deja când intri în căsătorie. And so that's where we're headed tonight. Și în zona asta discutăm în seara asta. We're going to talk about the issues of dating. Vom vorbi despre principiile prieteniei. Tomorrow night we're going to talk about why men and women are so different. Și mâine seara vorbim despre de ce sunt bărbații și femeile așa de diferiți. Hopefully I'll explain some things that make you go, aha. Și sper că veți auzi lucruri care să vă producă un declic, un aha. So, I like that. So here we go, we're going to talk about dating. Deci vorbim despre relații de prietenie. And I generally start with this same statement when I talk on this subject. Și când vorbesc pe acest subiect, în general încep cu aceeași afirmație. And it's this. Și este aceasta. I believe that if a dating relationship does not work out, cred că dacă o relație de prietenie nu supraviețuiește, most of the time it's the guy's fault. De cele mai multe ori este vina băiatului. Usually the women really like that statement. Și de obicei fetelor le place afirmația asta. And the men are like, și bărbații își pun mâinile în cap. Why do I say that? De ce spun asta? Why do I say that it's more the responsibility of the man generally? De ce spun că în primul este răspunderea bărbatului dacă lucrurile nu merg bine? Because I have a belief. Pentru că am o convingere. And that belief is found in God's word. Și această convingere o găsim în cuvântul lui Dumnezeu. Now I am a minister. E bine, eu sunt un slujitor în biserică. I work in a church. Lucrez într-o biserică. So you would expect me to use the Bible. Deci vă așteptați că voi folosi Biblia când vorbesc. And I happen to believe the Bible. Și din întâmplare cred Biblia. I believe it from cover to cover. O cred de la un capăt la celălalt. I even believe the cover, it says Bible. Cred până și coperta pe care scrie Biblia. And so there's principles that are given in the Bible. Există principii pe care le găsim în Biblie. About relationships. Despre relații. Because God is the creator of relationships. Pentru că Dumnezeu a creat relațiile. And in there he says that men are to be leaders in relationships. Și acolo spune că bărbații trebuie să fie lideri în relații. He gives different roles to men and women. Dumnezeu definește roluri diferite pentru bărbați și pentru femei. Now don't confuse this. Acum să nu încurcăm lucrurile astea. We're talking about roles, not classes. Vorbim despre rolul, nu despre clasă, despre valoare. Roles represent different responsibilities. Un rol reprezintă a avea răspunderi diferite. Classes give the feeling that somebody's better than the other person. Lucruri care țin de clasă ar comunica cum că cineva este superior altuiva, altcuiva. And so in the role of husband and wife, în rolul de soț și soție, the man has been given the role of leading. Bărbatul i s-a dat rolul de a conduce. And if men don't learn to do that in dating, they'll never do it in marriage. Și dacă nu învață să facă asta în prietenie, nu vor face în căsătorie. So let's talk through some of those principles. Deci să ne apropiem de câteva dintre principii. There's an interesting verse found in 1 Peter chapter 3. Este un verset care îl găsim în 1 Petru capitolul 3. Verse 7 says this. 1 cu 7 spune așa. Husbands, dwell with your wife in understanding. Bărbaților, tratați-vă soțiile voastre cu înțelegere. Giving honor to your wife, dând cinste soției voastre, as to the weaker vessel, ca unui vas mai slab, as being joint heirs together of the grace of life, ca unele care vor moșteni împreună cu voi harul vieții, so that your prayers will not be hindered. Ca să nu fie împiedicată rugăciunea voastră. This verse gives insight into what a leader is supposed to look like. Acest verset ne arată cum ar trebui să arate un lider. The first thing it says, ce spune la început, is that men are to understand women. Este că bărbații ar trebui să poarte cu înțelepciune sau să le înțeleagă pe femei. Guys, isn't that easy? Bărbați, e ușor lucrul ăsta? You're to understand women. Trebuie doar să înțelegi femeile. You're like, no! God never asks us to do something that's not possible to do. Dar Dumnezeu nu ne cere să facem lucruri imposibile. And the phrase to dwell in understanding, și expresia de a te comporta cu înțelepciune, de a trăi cu înțelepciune cu soția ta, literally means become a student of. Înseamnă de fapt a deveni un cercetător al soției tale. Men are supposed to study women like they'll be a test. Bărbații ar trebui să studieze soțiile ca și când ar urma un test pentru ei. And there will be a test. Și va exista un test. To dwell in understanding means I'm going to get to know you well. A se purta cu înțelepciune înseamnă
ajunge să cunoască foarte bine pe soția lui. Now it's interesting in the Bible that women are never told to understand men. Interesant că în Biblie nu se spune că femeile ar trebui să înțeleagă pe bărbați. The women are thinking because you're so simple. Și femeile spun normal pentru că sunt așa de simpli bărbați, n-ai ce înțelege foarte mult. The truth is that you don't have to tell women to do that. Adevărul e că nu e nevoie să le poruncești la femei să facă lucrul ăsta. Men have to be told. Dar bărbaților e nevoie să le se spună să-l facă. Why is that? De ce? Men get their significance from what they do. Bărbații își trag semnificația din ceea ce fac. Women get their significance about who they are. Femeile își trag semnificația din ceea ce sunt ele. When men meet, they almost always talk about their jobs. Când se întâlnesc doi bărbați, de obicei vorbesc despre slujba lor. When women meet, they almost talk about relationships. Când se întâlnesc două femei, aproape întotdeauna vorbesc despre relațiile lor. A man defines himself to be a carpenter or a lawyer. Un bărbat se definește prin faptul că e tâmplar sau avocat. A woman tends to give her definition based on what relationship she's in. În timp ce o femeie se definește prin relațiile în care este implicată. I'm a mom, I'm a wife, I have a boyfriend. Sunt mamă, sunt soție sau sunt prietena cuiva. And women tend to think about the relationship way more than men do. Și femeile se gândesc mult mai mult decât bărbații la relațiile lor. So in this Bible verse, deci în acest verset din Biblie, it's like Peter grabs the face of a man. E ca și când Petru îl apucă pe un bărbat, îi prinde privirea. And it's like, look me in the eyes. Și spune, uite-te la mine în ochi. Dwell with her in understanding. Poartă-te cu înțelepciune cu soția ta. I am 57 years old. Am 57 de ani. This is where you're supposed to go. No way, you're 57. Acum ar trebui să ziceți, așa de bătrân că nu arăți. In my lifetime, I've heard a lot of jokes about understanding women. În viața mea am auzit multe glume despre cum să înțelegi femeile. And it always ends with good luck. Și întotdeauna glumele se termină cu noroc bun, succes. But it's something every man can do. Dar e ceva pe care fiecare bărbat poate să-l facă. And a good leader in a relationship chooses to do that. Și un lider bun într-o relație alege să facă acest lucru. Now tomorrow night we're going to talk more about why women are so weird. Acum, mâine seara vorbim de ce femeile sunt așa de ciudate sau speciale. No, why they're so different from men. De ce sunt așa de diferite de bărbați? Your job is to understand her. Slujba voastră este să o înțelegeți pe ea. And a good leader does that. Și un lider bun face asta. The next thing he says, he says, husbands, dwell with your wife in understanding. Deci primul lucru pe care îl spune Petru este să ne purtăm cu înțelepciune sau să trăim cu înțelepciune cu soția noastră. Then he says, giving honor to your wife. Și apoi spune, dând cinste, dând onoare soției. The word honor is an interesting word. Cuvântul cinste sau onoare e un cuvânt interesant. It means to treat her like the most valued thing you could ever have. Înseamnă să o tratezi ca și cel mai valoros lucru sau persoană pe care o poți avea vreodată. It's to place her in a high place. A o poziționa într-un loc înalt. Now, in marriage, I tell men all the time that their wife is not their buddy. În căsătorii le spun la bărbați în consiliere de multe ori că soția lor nu e amicul lor. Now there are things about the relationship that are kind of like that. Sunt lucruri în relație care seamănă cu această relație de amiciție. The people who've been married here for a long time, cei care sunteți aici căsătoriți de mult timp, they know certain things about each other that none of us know. Cunosc lucruri despre celălalt pe care niciun dintre noi nu le cunoaștem despre ei. They have their own inside jokes. Au ei glumele lor interne pe care noi nu le înțelegem. They quote movies and we don't know why they do. Citează faze din filme și nu înțelegem de ce fac lucrul ăsta. They laugh about things we don't know why they're laughing. Râd împreună la aceleași lucruri pe care nu le pricepem. So there's some aspects that are like a buddy. Deci sunt aspecte care fac să vedem o căsătorie ca și niște amici foarte buni. But in the relationship it's supposed to go far beyond that. Dar relația trebuie să meargă mult peste acest nivel. And what I watch in relationships. Și lucrul la care mă uit cu atenție în relații is that guys, we start off really strong. E că de obicei noi bărbații pornim cu multă putere. Because we're trying to sell ourselves. Pentru că încercăm să ne vindem pe noi înșine. You can't live without me. Nu o să poți trăi fără mine. And then we start going. Și apoi începem să mergem încet în jos. And guys, I'm going to encourage you. Și bărbați, vreau să vă încurajez. Do the things that make her feel honored. Fă acele lucruri pe care ea le va percepe ca și respect sau cinste sau onoare. In another passage, Paul uses the word being cherished. În altă parte, Pavel folosește versetul, cuvântul sau conceptul de a o prețui. And ladies, just so you understand, men don't understand the word cherished.
Și doar ca să știți, doamnelor, bărbații nu înțeleg foarte bine termenul de a prețui. We would never use that word with each other. Noi între bărbați nu folosim aceste cuvinte între noi. I would never say, Pica, I don't feel cherished by you. N-aș zice, Petrica, nu mă simt prețuit de tine. He would get a restraining order if I did that. Dacă aș face asta, ar primi un ordin de să nu se apropie de mine la o anumită distanță. But for most of you women, dar pentru voi, pentru femei, when I say the word cherished, când spun cuvântul a prețui, it's like woohoo. Vă simțiți? Woohoo. Thank you. Here, guys, here are some things that make a woman feel cherished. Bărbați, iată ce le face pe femei să se simtă prețuită. To really listen to her. A asculta, dar pe bune. And again, we'll talk about this more tomorrow night. Vorbim mai mult despre asta mâine seară. But I'm convinced the greatest need of a woman is to be heard. Dar sunt convins că cea mai mare nevoie a unei femei este să fie auzită. A woman feels honored when her words matter. O femeie se simte cinstită atunci când cuvintele ei contează. Another way that you can honor her. Un alt mod prin care poți să o cinstești. Is to always continue doing the small things. Este să continui să faci acele lucruri mărunte. Like open the door for her. Cum ar fi să deschizi ușa pentru ea? That's a very small thing. E un lucru foarte mărunt. But it's a picture of honor. Dar este o imagine a respectului. Remembering dates, that's a big thing for her. Ați aminti date importante, un lucru important pentru ea. Because women like to live in the past. Pentru că femeilor le place să trăiască în trecut. And they say things like this. Și spun lucruri ca și acestea. Do you remember what I was wearing the first time you saw me? Îți amintești ce purtam prima dată când m-ai întâlnit? We don't. Nu, nu ne amintim. But go with it, okay? Dar va trebui să ne acceptați așa cum sunteți. No, trying to remember the small things. Dar amintiți-vă lucrurile, detaliile mărunte. Because generally those are the things that really matter. Pentru că în general acele lucruri contează mult pentru ele. So men, you're told to dwell with her in understanding and to honor her. Deci bărbaților vi se spune să vă purtați cu înțelepciune și să le onorați, să le respectați. And then he says sort of a funny thing. Și apoi spune un lucru care aparent e o glumă parcă. Giving honor to her as to the weaker vessel. Dând cinste femeii ca unui vas mai slab. You're the weaker vessel. Voi sunteți vase mai slabe. Na 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 na. What does he mean by weaker vessel? Ce înseamnă vas mai slab? A lot of people believe all that has to do with some emotional weakness. Și mulți se gândesc, da, îi instabilă emoțional, poate de aia e mai slabă. What he's talking about is a physical difference. Dar despre ce vorbește aici este o diferență fizică. Men and women physically are different. Bărbații și femei sunt diferiți fizic. Unless steroids are involved, usually the muscle mass of a man is greater. Dacă nu apar steroizi, chiar și în acest caz, masa musculară a unui bărbat este mai mare decât a unei femei. Our bone structure is bigger. Avem o structură mai masivă și la oasă. We actually do have thicker skulls. Avem capete mai tari. The ladies already knew that, but that's true. Femeile știu asta, dar e adevărat științific. So I think the reason why he's bringing this up. Și motivul pentru care cred că Petru aduce acest argument. He's pointing it out that you're supposed to be a protector of her. Pentru că tu ca bărbat ar trebui să fii cel care o protejează pe ea. Most men like that one. Multor bărbați le place acest concept. I'll be the protector. Eu sunt protectorul. I will die for you. Voi muri pentru tine. I won't go to the mall with you. Voi merge la mall cu tine. But I will die for you. N-aș merge la cumpărături cu tine, dar aș muri pentru tine. Because most men feel an honor about that. Pentru că mulți bărbați simt o onoare, un simț al onoarei legat de asta. Women say things like this, I would die for my children. Femeile spun lucruri ca și acesta, aș muri pentru copiii mei. But they're not dying for their husband. Dar n-ar muri pentru soțul lor. And so he's pointing that out as for men to know they're to be a protector. Deci spune asta ca bărbații să știe că sunt chemați să fie protectori ai soților lor. But it's not just physical protection. Dar nu e doar protecție fizică. I believe it's also emotional protection. Cred că e vorba și de protecție emoțională. That a man needs to know. Că un bărbat trebuie să știe. That he never plays with the heart of a woman. Să nu se joace cu inima unei femei. He's honest with his words. Să fie cinstit prin cuvintele lui. He's direct with his words. Să fie direct prin cuvintele lui. He honors her in the way that he, even his tone. O respectă până și în tonul lui, în tonalitatea. Because he wants to protect her emotionally. Pentru că vrea să o protejeze emoțional. And sometimes there's even times in marriage where you have to step in emotionally.
Și sunt momente în care până și în căsătorie e nevoie să intervii emoțional. I remember one time when my son was about 12 years old. Mă amintesc un caz în care fiul meu avea pe atunci 12 ani. And he started talking back a lot to my wife. Și a început să-i răspundă soției mele destul de dur. So I took him on a little walk. Și l-am luat la o plimbare. And I said to him. Și am zis: "Hey buddy, I would never let any man talk to my wife the way you're talking to my wife." Și am zis: "Uite, amice, n-aș lăsa niciun bărbat să-i vorbească soției mele cum o faci tu acum." And if you keep this up, și dacă vei continua, I will take you out. O să te elimin. He got the message. Și a priceput. Because I'm a protector. Pentru că sunt cel care o protejează pe soția mea. Now, I was married for 29 years. Am fost căsătorit 29 de ani. My wife, my first wife passed away 3 years ago. Prima mea soție a murit acum 3 ani. But I just got married just less than 2 months ago. Dar m-am recăsătorit acum 2 luni. I'm right back into the role. Și m-am reîntors în rolul meu. So giving honor to the wife is to the weaker vessel. And then he says this. Deci a da cinste soției ca și un vas mai slab. Și apoi spune asta. As being joint heirs together of the grace of life. Ca unii care vor moșteni împreună harul vieții. Which is a statement of equality. Care este o afirmație despre egalitate. Remember, we're talking about roles, not classes. Cum spuneam, vorbim despre roluri diferite, nu despre valoare diferită. And so he's saying to the man, și spune bărbatului, you treat her as an equal in Christ. Tratează-o ca și pe un egal al tău în Hristos. There is no such thing as a second class Christian. Pentru că nu există creștini sau oameni de mâna a doua. And when you think about when this was written, și dacă vă gândiți când a fost scris acest text, it was a very unusual statement for its time. Era un lucru contracultural în acele timpuri. Because back in that time, women were seen as possessions. Pentru că pe atunci femeile erau văzute ca niște posesiuni ale bărbatului. Even in the Jewish culture, women and men did not worship together. Chiar și în cultura ebraică, bărbații și femeile nici măcar nu se închinau împreună. And so the writer is saying, be sure to see her as an equal in Christ. Deci autorul spune, fii, asigură-te că o vezi ca și pe un egal al tău în Hristos. So that gives you four characteristics of being a leader. Și aici, practic, vă dăm patru caracteristici a ce înseamnă să fii lider. But let me give you one more. Vreau să vă mai dau încă una. And this is the one I hear more than anything in marriage counseling. Pe care o aud de cele mai multe ori, mai mult decât orice altceva, în consiliere. The biggest complaint I hear from women in marriage counseling. Cea mai mare plângere a femeilor în consiliere pe care o aud eu is that their husband does not initiate in the relationship. Este că bărbatul lor este pasiv și nu inițiază nimic în relație. He's become passive. A devenit pasiv. And that word initiate, și acel cuvânt a iniția, is a word every man needs to tuck away in his brain. E un cuvânt pe care orice bărbat e nevoie să și-l pună bine în minte. It does not mean women are incapable of leading. Nu înseamnă că femeile sunt incapabile să conducă. But guys, I will tell you, most women feel more comfortable if you're leading in a good way. Dar bărbaților vă spun, cele mai multe femei se simt mult mai confortabile dacă tu conduci și o conduci într-un mod potrivit. Let me give you an example. Să vă dau un exemplu. You call up a young lady. Dați telefonul unei tinere. Or you text. Sau îi dați un SMS. I hope you never text this. Sper că nu o să dați SMS cu ce spun acum. Hey, do you have plans for Friday night? Și îi spui, uite, ai planuri pentru vineri seara? And she says no. Și a spune nu. And you say, you better get somewhere, you'll be bored. No. Și spui, ar trebui să faci ceva, că dacă nu te plictisești. Nu. And you say, would you like to go out? Și spui, ai dori să ieși? And she says, let me pray about it, yes. Și a spune, o să mă rog pentru asta, da. And so you talk for a few more minutes. Vorbești câteva minute. And then you say goodbye. Îi spui la revedere. And you hang up your phone. Și închizi telefonul. Guys, when you hang up your phone, this is what you do. Atunci când închizi telefonul, iată ce faci. I wonder if there's anything I can eat. Mă gândesc, oare ce pot să mănânc? This is what she does. Ce face ea în acel moment? Ah! I've got nothing to wear. N-am ce să port. She goes to her closet. Merge în dulap. Îl deschide. There's nothing to wear. N-am ce purta. And then there's this commotion. Și e panica asta. And the dad walks in. Și intră tatăl în cameră. And he's looking at his daughter. Și se uită la fiica lui. And she's saying, I got nothing to wear. Și spune, n-am ce să port. And he's like, what? Ce vrei să zici? She starts thinking about her hair. La părul ei se gândește. Should I pull it back? Să-l port în spate? Should I pull it up? Sau sus? Should I pull it forward? Sau pat? Fingers crossed.
guys, you think I'm kidding? Bărbați, voi credeți că glumesc acum? And then Friday comes for her. Și apoi vine ziua mare de vineri. Now for you, you may have thought about this a little. Voi poate că v-ați mai gândit la vineri seara un pic? But nothing like she's thought about this. Dar nimic comparativ cu ce face ea. First thing in the morning, she fixes her makeup. Și primul de dimineață își face machiajul. It looks perfect. Arată perfect. And she thinks, I'll never have it perfect tonight. I'll never get it perfect tonight. Și spune, n-o să rezist să arate așa de bine până de seară. Can I just shellac this now? Never mind. And then the evening comes. Și apoi vine seara. And it's now time to choose the outfit. Și acum e momentul în care să aleagă cu ce să îmbracă. She puts it on. She walks out. She says to her mom, "What do you think?" Se îmbracă cu ceva, iese din cameră, merge la mama și spune, "Cum arăt?" And her mom says, "Fine." Și mama spune, "În regulă." She goes, "Fine." Cum adică în regulă? You have no taste. N-ai gusturi. And so she goes back and changes. Merge înapoi, se schimbă. She comes back out again. Vine din nou afară. She looks at her dad. Se uită la tata. And she thinks, "No, I'm not going to waste my time." Și zice, "Nici măcar n-are rost să-mi pierd timpul cu el." She goes back and changes. Merge înapoi, se schimbă. She comes back out. Se întoarce înapoi. And then she's starting to take a selfie. Și apoi ia un selfie. And she's sending this to 7 friends. Și le trimite la 7 prietene. And everybody knows you don't do a selfie like this. Și toată lumea zice, nu faci. You do a selfie like this. Îl faci așa. So your skin stays tight right here, like this. Ca să fie fața întinsă, să. And then she's picking out the accessories. Și apoi își alege accesoriile. Guys, we don't have accessories. Bărbați, noi nu avem accesorii. We barely get dressed. De-abia că ne îmbrăcăm cumva. And they can take 20 minutes on one thing on their arm. Și poate să ia și 20 de minute să pună doar un lucru pe braț. They put the bracelet on. Și își pun brățara. You would think they could just look at it like that. Și te gândești că se poate vedea, te poți stătura doar așa în față. And they would decide with that one. Și te poți decide dintr-o privire. No, they have to stand in front of the mirror. Nu trebuie să stea în fața oglinzii cu brățara. Because it looks different, I guess, in front of the mirror. Pentru că arată diferit în funcție de unghi. And if she gets that right, then this has to go with earrings. Și după ce o ales brățara, trebuie să se potrivească apoi cu cerceii. And it hits her, she has no earrings to go with that. Și realizează cu stupoare că nu are cercei care să meargă cu brățara. So now she's got to change that. Și nevoie să schimbe totul de la brățara înainte. Finally, it all comes together. La final totul se potrivește cumva. You have no idea this has all happened. Și voi ca și bărbați, habar n-aveți ce s-a întâmplat cu ea până acum. You pull up to her house. Și vii cu mașina în fața casei ei. You come up to the door. Vii la ușă. You meet her parents. Îi întâlnești părinții. Then you guys go out to the car. Și apoi mergeți la mașină. You get in the car. Te sui în mașină. And you say these words. Și spui cuvintele astea. So, what would you like to do? Deci, ce ai vrea să faci? And at this point, her heart dies. Și în acest moment, inima ei se oprește. And she says this. Și spune cam așa. I don't know, what would you like to do? Nu știu, tu ce ai dori? What she's thinking is, I'd like to kill you. Ce gândește, ai vrea să te omor acum. She's thinking, you asked me. Se gândește, tu m-ai cerut să ieșim în seara asta. Have a plan. Ar fi fain să ai tu un plan. I don't know, what would you like to do? Ce ai vrea tu să faci? Ladies, how many times have you had that happen to you and you just love it? Fetelor, de câte ori vi s-a întâmplat și vă place la nebunie chestia asta? Men. Bărbați. Learn to be initiators. Învățați să inițiați. Now, I don't mean dictator. Asta nu înseamnă să fiți dictatori. You know, you're not like going out and she goes, "Oh, I think I'd like shut up, I'm the leader here." Nu e ca și când ea zice, "Mi-aș dori și să tași din gură," face zic eu. Remember, a good leader is a good listener. Pentru că un bun lider este un bun ascultător. Guys who choose to initiate stand out. Bărbații care aleg să inițieze ies în evidență. Because most women never meet men like that. Pentru că cel mai multe femei nu întâlnesc astfel de bărbați. Okay, guys, I'm going to let you relax for a minute. Și acum, bărbați, vă dau un pic o pauză să vă trageți sufletul. You probably need a strong drink. Aveți nevoie să beți ceva acum. Let me direct some thoughts to the ladies now. Acum să spun câteva gânduri și fetelor de aici. If men are supposed to be good leaders, dacă bărbații ar trebui să fie buni lideri, one of the best things you'll do is let them lead. Unul dintre cele mai bune lucruri pe care le puteți face e să le dați spațiu să conducă. Oftentimes men never lead. De multe ori bărbații nu conduc. Because they're never given a chance. Pentru că n-au șansa să conducă.
Again, it does not mean you don't have the ability to lead. Și nu înseamnă că voi nu aveți capacitatea de a conduce. Some of you may be very natural leaders. Unele dintre voi sunt au în ele un dar natural de conducere. And it's very difficult for you to sort of step back a little bit. Și foarte dificil poate pentru voi să faceți un pas în spate. But if you will do that, you will do something for him. Dar dacă veți reuși să faceți asta, veți face ceva bun pentru el. We'll talk about this a little bit more tomorrow night. Mâine seară vorbim mai mult despre asta. But you will speak respect to him. Dar dacă faceți asta, îi veți transmite respect. And with that, și cu asta, if you will learn not to nitpick everything. Dacă învățați să nu îl bateți la cap cu toate lucrurile mărunte, tocați mărunt. What I said before, where women always say men don't initiate. Atunci când femeile spun bărbații nu inițiază. This is what I hear from men all the time in counseling. Bărbații îmi răspund la afirmația asta în consiliere. No matter what I do, I never get it right. Indiferent ce fac, nu e bine cu ea, nu e mulțumită. And let me just tell you this insight about men. Și dați-mi voie să vă spun această profundă descoperire despre bărbați. If a man goes to all the work of planning a romantic evening. Dacă un bărbat face munca grea de a planifica o seară romantică. He's thought it all through. Dacă s-a gândit până la capăt, la toate detaliile. And then you start to poke holes in it and say, "Well, you should have done this." Și apoi tu începi să critici ce a făcut el planul lui și să zici, "Era mai bine așa, era mai bine așa." In his heart, în inima lui, he gives up. Renunță. I'll never get it right. Nu o să reușesc să fac să fie bine. Let him lead. Dă-i spațiu să conducă. But with that, recognize this. Dar cu asta recunoaște încă un lucru. Your role is a role of influence. Rolul tău este un rol de influență. And there's a statement that goes like this. Și este o afirmație care spune cam așa. The role of influence is generally just as great as the role of authority. Rolul celor care influențează sau al consilierului este la fel de mare ca și cel care conduce. If you're influencing someone who's making decisions, dacă tu influențezi bine pe cineva care ia decizii, in many ways you're making the decision. În multe moduri, tu ai această autoritate de a lua decizii într-un fel. And every wise man, și orice bărbat înțelept, wants to hear the influence of the woman in his life. Vrea să audă și să aibă influența femeii din viața lui. Have you ever seen the old movie My Big Fat Greek Wedding? Ați văzut filmul Nunta mea mare grecească, nu știu exact în românește cum era titlul. Thank you. In this movie, the young girl who wants to get married is Greek. În film, fata care vrea să se căsătorească este din Grecia. But she wants to marry a man who's not Greek. Dar vrea să se căsătorească cu un bărbat care nu este grec. And so she's crying to her mom. Și plânge în fața mamei sale. Because she believes her father will never allow the marriage to take place. Și plânge pentru că ea crede că tatăl ei nu va permite căsătoria. And then the mom says, "I will talk to him." Și apoi mama spune, "Voi vorbi eu cu el." And then she gives an old Sicilian saying. Și apoi îi spune un proverb vechi din Sicilia. She says this. Spune cam așa. They may be the head, but we're the neck that turns the head. Poate că sunt ei capul, dar noi suntem gâtul care întoarce capul. And that is such a true statement. Și o afirmație foarte adevărată. Ladies, you will always have the greatest influence in the man's life. Doamnelor, întotdeauna veți avea cea mai mare influență în viața bărbatului de lângă voi. It's a place of power. Este o poziție de autoritate. Use it for good and not for evil. Folosiți-o pentru bine și nu pentru rău. I want to close out our time with something. Vreau să închei timpul nostru cu ceva. And it has to do with what I believe is the greatest enemy of all relationships. Și are de face cu ceea ce cred eu că este cel mai mare dușman al oricărei relații. When people are asked to tell why their marriage didn't work. Atunci când oamenii sunt întrebați de ce n-a funcționat căsătoria lor. They give a variety of answers. Ei dau un număr de răspunsuri. Used to be that arguments over money was number one. Mai de mult se părea că certurile despre bani erau pe primul loc. Actually, pornography now is number one. Acum pe locul întâi este pornografia. But other reasons are our in-laws. We couldn't get along with them. Dar alte motive sunt neamurile care s-au implicat și nu ne-am descurcat cu neamurile. We couldn't agree about raising the children. Sau n-am putut să cădem de acord cum să creștem copiii. We didn't communicate well. N-am comunicat bine. We struggled in our intimacy. Ne-am luptat cu partea intimă în relație. And when I hear those statistics. Și când aud statisticile. All of those things are just above the water in terms of the bigness of the iceberg.
Atunci când auzi aceste lucruri, sunt doar partea vizibilă, partea de deasupra apei a unui iceberg mare. Below the water, the big part of the iceberg is this. Dar partea reală, cea mai mare parte a icebergului este aceasta. Selfishness. Egoismul. Every relationship breaks down because of selfishness. Orice relație se rupe din cauza egoismului. As a matter of fact, every dating relationship begins with selfishness. De fapt, într-un fel, orice relație de prietenie începe cu o doză de egoism. I heard a man named Larry Crabb say this years ago. Un consilier pe nume Larry Crabb a spus asta de mulți ani. He said when dating begins, când începe prietenia, this is what we're thinking. La asta ne gândim. Until I met you, I didn't feel so good about me. Până când te-am întâlnit, nu mă simțeam la fel de bine legat de propria persoană. But you make me feel good. Dar tu mă faci să mă simt bine. So as long as you keep doing that, deci atât timp cât vei continua să faci asta, I'll keep you around. O să stau pe lângă tine. But when it stops, dar când se oprește, I'm done. M-am oprit și eu. At our very heart is this desire to please ourselves. În inima noastră este dorința asta egoistă de a ne face bine nouă înșine. And that has been in us from birth. Și asta este în noi de la naștere. Each of my children came out of the womb screaming, "I want my way!" Fiecare dintre copiii mei a ieșit din pântecele mamelor strigând, "Vreau să fie cum vreau eu." It just sounded like, "Wah!" Suna ca și un plâns. Why do children run to get in the front of the line? De ce fug copiii să ajungă în la fața cozii, în chiar la început? Because it's all about them. Pentru că vor să fie primii. Why do you yell for the front seat of the car? De ce vă certați cine să fie în față în mașină? Because it's first place. Pentru că e locul de cinste. And selfishness can show up in many ways relationally. Și da, egoismul poate să aibă multe fațete într-o relație. I have three children. Am trei copii. My oldest daughter, Whitney. Cea mai mare fiica mea, Whitney, is 29 years old. Are 29 de ani. She's married and she has a child. Căsătorită, are un copil. Her entire life was lived like this. Întreaga ei viață a fost trăită cam așa. Easy going. Foarte liniștită, relaxată. Never a blip on the screen. Niciodată n-a avut crize sau puncte văi și dealuri, să zic așa. And people would say, "Oh, wait till she's a teenager." Și îmi spuneau oamenii, "Așteaptă până când e adolescentă." Her teenage years. În adolescență, la fel. When she was 12 years old, she came home. Când avea o dată 12 ani, a venit acasă. And she announced to us, "I'm not going to date." Și ne-a anunțat, n-o să ies la întâlniri cu băieți. God will bring the person when it's time. Dumnezeu îmi va aduce persoana în viață la momentul potrivit. I was like, "Thank you, Jesus." Și am zis, "Mulțumesc, Doamne Iisuse." I was not even smart enough to have thought of that. N-aș fi fost destul de deștept să mă gândesc la asta. And that's exactly what she did. Și exact asta a făcut ea. The guy she's married to is the only guy she dated. Cel cu care este căsătorită este singurul băiat cu care a fost prietenă. My youngest daughter's name is Allie. Cea mai mică fiica mea se numește Allie. There's 13 years that separate them. Sunt 13 ani între ele. Where Whitney's been like this. În timp ce Whitney a fost constantă. Allie was like this. Yeah. When she was born, it was like she was shot out of a cannon. Here I am. Și când a fost născută, parcă a ieșit dintr-un tun. Și a zis, iată-mă, am venit. She has a leader personality. Și are trăsături de lider. When we'd go on family walks. Când ieșim la plimbare cu familia, she had to be in front of all of us. Ea trebuia să fie în fața plutonului. Just to mess with her mind, I'd speed up and get in front of her. Și doar ca să o stresez, făceam pași mai repede să ajung în fața ei. And you'd see the veins pop out on her. Și vedeai cum se tensionează și se umflau venele la gât. And she'd have to race in front of us. Simțea nevoia să fie ea în față. And when you played with her, și când te jucai cu ea, you were just a prop. Tu erai doar acolo un accesoriu. Because she tell you everything you're supposed to do and say. Pentru că ea îți spune ce să faci, ce să spui. You didn't even have to have a brain. Nici măcar nu trebuia să gândești ceva. And the thing she liked to play with the most were these little horses. Și îi plăcea să joace cu niște cai mici. And it was her favorite game to play with me. Și era lucrul ei favorit să se joace cu mine. But every time we played this game, I was the loser horse guy. Dar ori de câte ori ne jucam, eu eram cel care pierdeam cu calul meu. Her horses were special. Caii ei erau mai speciali. They were stronger than mine. Mai tari decât al meu. Faster than mine. Mai rapizi decât al meu. They had magical powers. Aveau puteri magice. They could fly. Puteau zbura. Mine were just stuck to the ground. Al meu stătea cu doar pe pământ, se mișca. So one day, she's probably about 5 years old. Și într-o zi, și avea vreo 5 ani atunci. And she asked me if I'd like to play horses. Și mă întreabă, vrei să te joci cu căluții? And I said yes. Și am zis da. And before she could say anything, I said, but mine's the strongest. Și înainte să zică ceva, am zis, și a meu cea mai tare. It was like she blew a gasket.
Și parcă ceva a pușcat în mintea ei. No, daddy, no, daddy. Nu, tată. I said, well, mine can fly. Am zis, a meu o să zboare, pot să zboare. Because I'm just tired of being loser horse guy. Pentru că m-am obosit să mai fiu cel care pierde tot timpul. She's, no, dad, yours can't fly. Și a zis, tata, nu, al tău nu poate zbura. So we're sitting on the floor. Și stăteam pe jos. And I take my horse and I jump it onto the couch. Și-mi iau calul și calul meu sare până pe canapea. And I say, my horse can do this. Și-am zis, calul meu poate să facă asta. She stands up and she puts her horse up there. Sare și-a în picioare și își pune și calul ei acolo. She says, mine can too. Și zice, și-a meu. So now it's on. Și acum începe concursul. So I get up on the sofa. Mă ridic și eu pe canapea. And I put mine up on the shelf behind us. Și le pun acum pe un raft deasupra, în spate. Mine can do that. Și-am zis, a meu poate să facă asta. She stands on the couch. Se ridică în picioare pe canapea. Puts hers up there and says, mine can too. Și pune și ea pe ei și spune, și-a meu. I stand up. Acum mă ridic în picioare. I take my horse and I put it on the ceiling. Îmi iau calul și îl pun pe tavan. And I say, my horse can do that. Și am zis, calul meu poate să facă asta. And she almost has a heart attack. Și aproape că are un atac de cord. And I am feeling triumphant. Și mă simt că sunt triumfător în sfârșit. I have finally won. Am câștigat în sfârșit. And I look out into the kitchen. Și mă uit în bucătărie. And there's my wife going. Și soția mea se uită așa la noi. What was that about? Ce faceți voi acolo? I didn't want to be loser horse guy anymore. N-am mai vrut să pierd încă o dată la cai cu fiica mea. No, I wanted to win. Vreau să câștig. It was all about me. Mă gândeam la mine acum. Crush the dreams of the 5-year-old. Chiar dacă asta însemna să zdrobesc visele unui copil de 5 ani. We laugh about that. Râdem la asta. But we all know that we do things like that in our heart. Dar în inima noastră știm că și noi facem așa ceva. And in relationships over and over I see selfishness. Și în relații din nou și din nou văd egoism. Couples who argue about money. Cuplurile care se ceartă despre bani. Almost every time this is the argument. Și aproape întotdeauna acesta este argumentul care se întâmplă. One of them came from a family where saving money was a big value. Unul vine dintr-o familie care economisea bani. The other one came from a family where enjoying money was a big value. Și altul vine dintr-o familie care se bucura de bani, nu economisea. Two competing values. Două valori care intră în competiție una cu cealaltă. Under the same roof. Și care acum trăiesc în aceeași casă. And it's so easy to look at the other person and say you're wrong. Și așa de ușor să te uiți la celălalt să zici n-ai dreptate. When my first wife and I got married, când m-am căsătorit cu prima soție, we're on the honeymoon. Eram în luna de miere. And I watch her pick up the toothpaste. Și o văd cum folosește pasta de dinți. And she squeezes it in the middle. Și ea strânge tubul la mijloc. And I'm thinking, were you raised by wolves? Și mă gândesc, ai crescut în pădure? Thankfully I was wise enough not to say that out loud. Dar în acel moment aveam destul de înțelepciune să nu spun cu voce tare ce gândeam. But I grew up in a military family. Dar am fost crescut într-o familie de militari. My dad had rules about everything. Tata avea reguli despre orice. And one of them was toothpaste. Și o regulă era despre cum să folosești pasta de dinți. You squeeze that bad boy from the bottom and get the life out of it. Copile, o strângi de la capăt, nu din mijloc și nu din față. So this is what I would do each time. Și asta făceam de fiecare dată. Every time Lee used the toothpaste, ori de câte ori foloseam pasta de dinți, I would fix it back the right way. După ce o folosea ea, eu mergeam și o fixam, o rezolvam. She'd squeeze it in the middle. O strângea în mijloc. I'd roll it up. Eu o derulam din capăt. After my wife passed away, după ce a murit soția mea, I found a tube of toothpaste. Am găsit un tub de pastă de dinți. It was squeezed in the middle. Era strâns la mijloc. It never changed. Nu s-a schimbat. And it never needed to. Și nu era nevoie să se schimbe. But in my selfish mind, I believed I was right. Dar în mintea mea egoistă, credeam că am dreptate. Again, a funny illustration. Din nou, o ilustrație amuzantă. But it reveals the heart. Care descoperă inima. Because all of us deal with that. Pentru că toți trecem prin asta. We are born selfish. Suntem născuți gata făcuți egoiști. I never had to teach any of my children how to be selfish. N-a fost nevoie să mă învăț copiii cum să fie egoiști. And nobody taught you either. Și nimeni nu v-a învățat nici pe voi asta. In the Bible. În Biblie. If you look at biblical history. Dacă ne uităm la istoria biblică. It's a history of selfishness. Este o istorie a egoismului. Back in Isaiah chapter 14. În Isaia 14. It gives the picture of when Satan fell from heaven. Este acea imagine în care Satan cade din cer. And there are several quotes by him. Și există mai multe citate din ce spune el. All of them begin with the statement I or I will. Și toate încep cu afirmația eu sau eu voi face asta. And they culminate when he says I will be like the Most High. Și punctul culminant este când el spune voi fi ca și cel prea înalt. And that is the greatest statement of selfishness.
Cea mai mare afirmație de egoism din istorie. He was saying, I will be God. Spune practic, vreau să fiu ca Dumnezeu. If I'm God, everybody has to do what I say. Dacă sunt Dumnezeu, toți vor face ce spun eu. Who doesn't want that job? Cine nu vrea slujba asta? You fast forward in human history. Și dacă facem o trecere prin istoria umană, până mai recent. You get to Genesis chapter 3. Găsim în Geneza 3. In Genesis chapter 3, it gives the picture or the account of Adam and Eve falling. În care avem relatarea atunci când Adam și Eva cad. They take the forbidden fruit that they're not supposed to eat. Când mănâncă din fructul oprit. They eat it because they've been told you will be like God. Și mănâncă din el pentru că cineva le-a mințit și le-a spus, dacă faceți asta, veți fi ca Dumnezeu. If I'm God, I control my world. Dacă sunt Dumnezeu, eu îmi controlez lumea din jurul meu. And all of us desire that. Și toți ne dorim lucrul ăsta. It's very popular in psychology. Este un lucru foarte obișnuit în psihologie. To say somebody is a controlling person. Să spui că sunt oameni care au comportament care controlează. And there are very controlling personalities out there. Și există personalități foarte controlling, să zic așa. But the truth is all of us are controlling. Dar adevărul este că toți avem acest instinct de a controla. We like things our way. Ne plac să fie lucrurile așa cum vrem noi. And it's the greatest death to relationships. Și acest lucru duce la moartea relațiilor. I want to read something that gives us a different way. Vreau să vă citesc un lucru care dă o altă perspectivă. It's found in Philippians chapter 2. În Filipeni 2 găsim asta. He says this. I'll read the first four verses and then you read it. He says, therefore, if there's any consolation in Christ, if any comfort of love, if any fellowship of the Spirit, if any affection and mercy, fulfill my joy by being like-minded, having the same love, being of one accord, of one mind. Then he says this, let nothing be done through selfish ambition or conceit, but in lowliness of mind, let each esteem others better than himself. Let each of you look out not only for his own interest, but also for the interest of others. Spune așa aici, deci, dacă este vreo îndemnare în Hristos, dacă este vreo mângâiere în dragoste, dacă este vreo legătură a Duhului, dacă este vreo milostivire și vreo îndurare, faceți în bucurie deplină și aveți o simțire, o dragoste, un suflet și un gând. Nu faceți nimic din duh de ceartă sau de slavă de șartă, ci în smerenie fiecare să privească pe altul mai pe sus de el însuși, fiecare dintre voi să uită la frumoasele lui, ci la frumoasele altora. What Christ describes is what he believes would be normal. Ce descrie Hristos este ce crede el că ar fi normal. That the normal activity. Care ar fi un mod normal de a trăi? Is to esteem others more highly than ourselves. De a vedea pe alții mai sus decât pe noi înșine. And then in verse 5 he's going to say this. Și apoi în versetul 5 spune așa. Let this mind be in you which was also in Christ Jesus. Să aveți în voi gândul acesta care era și în Isus Hristos. So now Paul raises the bar. He says be like Jesus. Și acum Pavel ridică standardul și spune fiți la fel ca și Isus. Thank you Paul. Mulțumim, Pavel. And then he's going to tell us something about Christ. Și apoi ne spune ceva despre Hristos. He's going to describe to us how Christ had a position in glory with God. Ne descrie cum Hristos a avut o poziție în cer cu Dumnezeu. But he didn't see that as something to hold on to. Dar n-a văzut acea poziție ca și un drept de care să se țină. Even though he was fully God, chiar dacă era perfect Dumnezeu, he chose to come to earth and to become a man. A ales să vină pe pământ și să devină om. And he willingly gives his life in death. Și în mod intenționat, asumat, își dă viața în moarte. So when he says, let this mind be in you which was also in Christ. Și când spune, fie ca acest gând să fie în voi care era și în Hristos. Spune de fapt, fiți dispuși să muriți față de voi înșivă. And when Christ was on the earth, he demonstrated that over and over. Și când Hristos era pe pământ, a demonstrat din nou și din nou ce înseamnă asta de fapt. In Matthew 20, verse 28, he says. În Matei 20 cu 28 spune așa. For the Son of Man did not come to be served. Pentru că Fiul omului n-a venit să fie slujit. But to serve and to give his life as a ransom for many. Și să slujească și să-și dea viața ca și răscumpărare pentru mulți. In John chapter 13. În Ioan 13. Jesus washes the feet of his disciples. Iisus spală picioarele ucenicilor săi. When he's finished, he says to them, "You call me teacher and master." Și când termină, le spune, "Voi mă numiți maestru și învățătorul vostru." And then he says, "What I've done here is an example to be followed." Dar spune, ce am făcut aici ar trebui să faceți și voi. Este un exemplu pentru voi. And I don't think he meant to run out and wash people's feet. That might be a good thing. Și n-a spus, trebuie să mergeți pe stradă și să spălați picioarele oamenilor pe stradă, deși n-ar fi rău nici lucrul ăsta. He's saying, I am creator God. Ce spune, eu ca și Dumnezeu creator. Kneeling at the dirty feet of my creation. Eu îngenunchez la picioarele murdare ale creației mele. Being a servant.
Sunt un slujitor. And giving my life away. Și îmi dau viața pentru voi. Keep in mind, one of the ones that he washed the feet was Judas, his betrayer. Țineți minte că a spălat picioarele până și al lui Iuda, care urma să-l trădeze chiar atunci. So let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Deci fie că acest gând, această minte să fie în voi care era și în Hristos. And that's why he says to esteem others more highly than yourself. Și de aceea spune să vă uitați la alții mai presus decât voi înșivă. Think about relationships you've been in. Gândiți-vă la relațiile în care ați fost până acum. And if they didn't last. Și dacă n-au durat. Can you think back on where maybe selfishness had crept in? Vă puteți gândi dacă n-a fost un moment în care a apărut egoismul care să strige lucrurile? Sometimes it's you're not giving me something I want. De multe ori noi simțim că tu nu-mi dai ce îmi doresc eu. Sometimes it gives the feeling like your job is to make me happy. De multe ori ne gândim, știi, slujba ta e să mă faci pe mine fericit. And it's all about me. Și totul despre mine. The greatest enemy of every relationship is selfishness. Cel mai mare dușman al oricărei relații este egoismul. Tomorrow night. Mâine seara. We're going to talk more then about why you guys are so different from each other. Vorbim despre de ce voi sunteți diferiți unii de alții. It will be a lot of fun. O să fie interesant. Trust me. Aveți încredere. Maybe you've come tonight though. Dar poate ați venit în seara asta. And you're curious about this whole relationship thing. Și sunteți curioși legat de toată povestea asta cu relații. And when I mentioned that I was going to be referencing the Bible. Și când am spus că voi face referință la Biblie. You immediately thought, nah, not so much. Poate te-ai gândit, nu e pentru mine. Can I ask you to just remain open to the idea? Doar vreau să te rog să rămâi deschis la ideea asta. That potentially God is the creator of all relationships. Că posibil Dumnezeu chiar este creatorul relațiilor. And that he has a way for relationships to really work. Și că el are o soluție ca relațiile chiar să funcționeze. But he also has a desire to have a relationship with you. Și mai mult că are o dorință să aibă o relație cu tine. Because that's why Jesus Christ came. Pentru că de aceea a venit Hristos. The let this mind be in you which was also in Christ Jesus. Și fie că acest gând să fie în voi care era și în Hristos. Is followed by the description of his dying on the cross. Acest verset este urmat de descrierea morții lui pe cruce. Why did Jesus die? De ce a murit Hristos? Because he was just going to be a martyr? Doar pentru că își dorea să fie martir? No, he had a reason for his death. Nu, avea un motiv clar pentru moartea lui. It was to pay for the sin of all mankind. Și motivul era să plătească pentru păcatul întregii omeniri. To pay the price for everything wrong any of us have ever done. Să plătească pentru toate rele pe care le-am făcut noi vreodată ca și omenire. And he says anyone who would believe that. Și el spune că oricine crede asta. Anyone who believes that Jesus died and paid for their sin. Oricine crede că Iisus a murit și a plătit pentru păcatul lui. That person can be given a relationship in him. Acea persoană poate să primească o relație cu Hristos. Where you can finally have a relationship that will never have selfishness in it. Unde să experimentezi o relație care nu are egoism în ea. And I would encourage you. Și te încurajez. And even challenge you. Și chiar te provoc. To look into what Christ has done for you. Să te uiți la ce a făcut Hristos pentru tine. Let's pray. Hai să ne rugăm. Heavenly Father, Tată din cer, Lord, we thank you for the word of God. Mulțumim pentru cuvântul tău. And the insights it gives about relationships. Și pentru perspectiva pe care o găsim despre relații. And Lord, I pray for these men and women. Doamne, mă rog pentru acești bărbați și aceste femei. As every one of them desire to be in relationship. Pentru că fiecare ne dorim să fim în relații. And some are currently in relationship. Și unii sunt în relații. That they would recognize that you have a better way. Vă rog ca fiecare să recunoaștem că tu ai o cale mai bună. And that the men here. Și ca bărbații de aici. Would be encouraged to lead in a godly way. Să fie încurajați să conducă într-un mod după voia ta. That they would be servant leaders in every relationship. Ca să fie lideri slujitori în orice relație. And they would mimic Christ in giving their lives away. Și să-l copieze pe Hristos în a-și da viața altora. And that they would seek to understand the woman in their life. Mă rog, Doamne, ca ei să caută să înțeleagă pe femeia din viața lor. And they would give her honor. Și să o respecte. And they would be their protector. Și să fie protectorul ei. And see her as a joint heir together of the grace of life. Și să o vadă ca și pe un moștenitor împreună cu el a harului lui Dumnezeu. And that every woman here. Mă rog, ca orice femeie de aici. Would desire that kind of relationship. Să-și dorească o astfel de relație. That she would encourage a man to lead. Ca ea să încurajeze pe bărbat să conducă. That she would recognize her role of influence. Ca să-și recunoască poziția de influență în viața lui. And that she would know. Și ca ea să știe. That every relationship. Că orice relație. Will always come down to. Se reduce. Will I be selfless in giving that part away?
la a fi egoist sau a fi altruist în a da ceva celui de lângă mine. And every man will understand. Și orice bărbat să înțeleagă. Will I be selfless? Voi fi destul de altruist. In sacrificing for the woman in my life. În a mă sacrifica pentru femeia din viața mea. Through that you are glorified. Și prin asta, Doamne, vrem ca Tu să fii glorificat. So we thank you for our evening. Mulțumim pentru seara asta. And we pray this in Jesus' name. Și ne rugăm în numele lui Iisus. Amen. Amin.